Bună seara, sunt Gabriela Maluf. Orice comportament care prin caracterul său sistematic poate aduce atingere demnității, integrității fizice ori mentale a unui angajat sau grup de angajați, punând în pericol munca lor sau degradând climatul de lucru, poate constitui hărțuire la locul de muncă. Cu caracter de noutate, stresul și epuizarea fizică sunt reglementate expres ca intrând sub incidența acestei reglementări. Dezbatem în această seară alături de Ovidiu Telegescu, psiholog, și Andreea Bujor, director comunicare World Vision România, dar și alături de Liviu Chesnoiu, psiholog criminalist, ceva mai târziu va intra prin telefon cu noi. Vom dezbate tot acest fenomen al hărțuirii, fie că este la locul de muncă, fie că, nu știu, vorbim de violență domestică, abuz de putere. Dezbatem toate aceste lucruri și vedem unde putem să ne adresăm, cum putem să facem astfel încât să nu fim victimele acestui fenomen sau dacă remarcăm că cineva este în această situație, să vedem cum îl putem susține. Bună seara și vă mulțumesc tare, tare mult că ați răspuns invitației mele. Cred că cu toții știm că se dezbate, acest subiect s-a tot dezbătut de-a lungul timpului și slavă Domnului că se dezbate, dar recent în lumina reflectoarelor au fost persoane care au ieșit și au spus că au suferit anumite situații de-a lungul carierei. N-aș vrea să intrăm într-o discuție cine a zis, cum a zis, dacă e adevărat, nu e adevărat, e corect, nu e incorect, pentru că până la urmă hărțuirea sexuală, abuzul la locul de muncă, violența domestică, sunt niște subiecte care sunt prezente în viața noastră tot timpul. Și te-aș întreba pe tine, Ovidiu, din prisma psihologului, dar poate și așa, ca bărbat, de ce crezi tu că femeilor le este foarte greu să ridice două degete și să spună, uite, uite-te și la mine, trec prin asta? Să știi că nu doar femeilor le este greu, ci și bărbaților. Okay. Dar, da, cu atât mai mult femeilor. Pentru că avem acea tradiție culturală pe care o avem în rucsacul din spate și care tare greu coboară sau iese de acolo. Noi românii avem tendința și poate mai mult ca alții să etichetăm, să punem etichete. Începând de la mersul la medic care îți aruncă diagnosticul în piept, până la colegul, colega și așa mai departe. Ăsta este primul lucru de care ne temem în momentul în care pățim ceva, pentru că avem cultura în spate. Nu e frumos, uite, aia a făcut, ălălalt a făcut, e de râsul satului, e de râsul vecinului și așa mai departe. Deci venim cu această zestre oricum. În momentul în care avem tendința de a elibera, povestind măcar, cerând un sfat, normal că ne vom lovi de acele etichete, pentru că 90% dintre noi avem acest obicei. Adică nu e o frică fictivă. Cumva, cu siguranță, ne vom lovi de chestia asta. Exact. Păi, mergem la secția de poliție. Da. Povestim ce ni s-a întâmplat. Presupunând că am trecut peste tot, avem curajul să facem asta și mergem acolo. Păi, primul lucru, o să te strige în gura mare. Păi, uite, e cu tare cu care a pățit este puțin, este pus de la mine, este restul frazei. Și așa mai departe. Și atunci, normal că deja am o barieră. Dincolo de trauma pe care eu o trăiesc, drama pe care o trăiesc, să nu uităm că toate lucrurile astea, pe care le vedem în filmele americane, când acel om se spală sub duș cu orele doar pentru că a fost abuzat verbal, nu neapărat abuzat fizic sau sexual, este acea senzație de murdar pe care eu o simt și vreau să o curăț. Deci toate dramele astea nu sunt ușor de scos afară și de povestit. Uite, aș vrea să, pentru că ai ridicat foarte bine la fileu acest aspect, foarte mulți dintre cei care etichetează spun, de ce s-a trezit, domnule, după o zi, după o lună, după 10 ani? Poate că trebuie să definim că lucrurile astea sunt diferite de la om la om. Fiecare le simte probabil diferit și atunci nu doar s-a trezit, atunci probabil a putut să spună acest lucru. Această trezire este, de fapt, acea depășire a inițierii traumei. Pentru că, nu pot să spun că o depășesc în 5 minute sau în 5 zile. Pot să o depășesc și în 5 ani. Pot să nu o depășesc niciodată. De aceea spun că nu poți să spui, dacă n-ai spus-o în primele 10 zile sau în primele 3 luni, înseamnă că n-a fost chiar așa sau n-ai suferit. Nu, e cea mai mare prostie pe care am putut-o auzi vreodată. Mm-hmm. Nu.
Da, te-ai trezit tu că poate îți mai faci un capital de imagine sau poate trezit. Te răzbun pe cineva sau... Nu cred că cineva își face capital de imagine pe o asemenea traumă. Trebuie într-adevăr să ai o problemă cu echilibrul tău ca să faci asemenea lucru. Deci vorbim de sănătate mentală până la urmă în situația în care cineva vine și spune vai, doar pentru capital sau pentru a atrage publicul, că vai, am fost abuzat chiar și doar fizic și așa mai departe. Nu, cu asemenea lucruri nu se glumește, credeți-mă. Iar cine o face, da, are alte probleme de natură, măcar emoțională. Da, probabil că astea dar sunt excepții nu. Pe care exact, nu le exact. Vedem. Adică nimeni nu se poate juca cu așa ceva. Uite că ne-a povestit Ovidiu despre că venim cu bagajul ăsta în spate și pentru că voi la World Vision faceți campanii să susțineți tinerii, dar și familiile în general împotriva acestei violențe domestice care, uite, din punctul meu de vedere s-ar traduce așa am învățat acasă. Adică dacă acasă am fost abuzat, bătut sau în sfârșit agresat în orice fel, probabil că mă duc, nu știu, la facultate sau la locul de muncă și nu mi se pare nici cum. Și poate, uite, peste 10 ani îmi dau seama că ce mi s-a întâmplat nu era în regulă. Da, noi acum vorbim despre situații cu, nu știu, familii care au învenit totuși mediu sau peste medie, oameni care au un anumit nivel de educație, însă World Vision se ocupă în principal cu copiii și familiile din mediul rural. Gândiți-vă cum este situația în acele familii, adică acele discuții, aceste discuții pe care noi le avem la urechile lor nici măcar nu ajung sau, în fine, nici măcar nu-și pun problema în modul în care noi ne punem. Și totuși și noi judecăm astfel de cazuri sau spunem, blamăm în continuare victima, dar apoi în astfel de situații. Da, noi realizăm, considerăm că totul pornește de la educație. Sunt foarte de acord și cred că toți suntem de acord că avem un bagaj. Sunt stereotipii pe care trebuie să le învingem. Și fără educație și fără conștientizare, acest lucru nu are cum să se întâmple. Noi chiar am făcut un sondaj anul trecut, am făcut și anul acesta, am făcut niște analize și vedem pe toate părțile, și violența domestică, și agresiune sexuală împotriva minorilor, toate sunt în creștere. Abuzul împotriva femeilor în familie, violența împotriva copilului, abuzul sexual, cum am spus, toate le vedem în creștere de an la an, ceea ce mi se pare extrem de stai grav. Puțin, deci da. Mi se pare surprinzător, pentru că vorbim de o lume din ce în ce mai civilizată, da. Cu campanii foarte multe față de acum 10, 20, 30 de ani, de uite, de emisiuni și de dezbateri și de legi care au tot fost, au tot întâmplat de-a lungul anilor și tu ne spui că, de fapt, fenomenul este în creștere. Păi, de exemplu, anul trecut, chiar sunt de la Poliția Română în datele acestea, violența domestică a crescut cu 10%. Adică a fost o creștere, s-a înregistrat o creștere. Noi chiar am avut o campanie împotriva violenței domestice și am pornit de la o idee, să nu-i poate te place această campanie. Și am pornit tot că această violență se învață în copilărie, adică în copilărie fetele primesc această replică. Și dacă te-a lovit acum, poate te place. Și am pornit da, ai dreptate. Da, da, da. Chiar vorbeam cu o colegă de-a noastră și a spus că ea chiar a auzit la grădiniță, la fetița ei, această replică. În fine, normal că atunci când sunt mici, poate nu asta este intenția, dar noi adulții greșim, că noi spunem această replică da, fetițelor și băieților și încurajăm să facă asta. Deci, pe de-o parte, vedem asta. Și sunt date statistice naționale, oficiale, că a crescut violența domestică. Studiile în familiile într-adevăr vulnerabile, adică familiile cu venituri mici, așa cum le-am definit înainte. Un studiu pe care l-am lansat chiar în acest an, în anumite familii de 10 ori a crescut în ultimii 2 ani violența domestică. Am făcut un studiu la început de pandemie. De 10 ori. Adică dacă te băteam o dată pe zi sau o dată de pe săptămână, acum te bate de 10 ori mai mult. Nu știu, sigur pandemia și poate... Da, pandemia are o legătură. Nu numai pandemia. Da. Aici salut inițiativele voastre și e bine că mi-ai ridicat mingea la fileu. Nu numai pandemia, să nu uităm de partea educațională. Vorbeam zilele trecute cu cineva apropo de necesitatea educației sexuale și așa mai departe. Cât de scandalizat a fost lumea că, practic, când începi un asemenea lucru, trebuie să începi să înveți copilul până unde poate fi normală o atingere și așa mai departe. Și li se părea așa, dar cum adică trebuie să-i învățați? Oameni buni, copiii noștri nu sunt doar cei din București, nu sunt doar cei din centrul Bucureștiului, pentru că și aici avem suficiente zone defavorizate. Sunt copii de la țară, sunt copii care n-au acces la toate informațiile, n-au acces la campanii pe care
cât ar vrea să le facă World Vision sau altă instituție, nu poate acoperi. Au nevoie de lucruri la nivel național și făcute. Pentru că dacă eu știu că nu este normal ca cineva să mă smucească sau ca cineva să mă pipăie chiar și pe mână, atunci știu să și reacționez. Dar când de acasă nu are cine să-mi spună sau mi se spune, ei, și ce ți s-a întâmplat? Poate că te nu place. S-a întâmplat nimic. Exact, poate te place. Sau doar a atins-o, am auzit. Da, doar a atins-o, ce i-a făcut. De la profesor. Da. De curând, când am auzit, păi nu a fost abuz sexual, doar a atins-o. Eu am auzit-o de la procuror, nu? De la profesor. Da. Și să știm foarte multe cazuri în care agresorii au scăpat. Și când eram întrebat, asistând un minor, dar cum să scriu un raport? Exact cum a spus. De ce trebuie să nuanțați? Spuneți exact cum a spus. Dacă aia a fost trăirea lui, așa o reproducem. Da. De-aia spun, avem nevoie de lucrurile astea. Atâta timp cât nu avem și nu avem acces la ele, să nu ne mirăm că deși campanii sunt, lucrurile cresc. Asta este. Este nivelul social, este cultura și lipsa de informație. Cum ajunge o fată, o femeie, haideți să spunem, indiferent că e din mediul rural sau din mediul urban, dar care poate nu a avut o educație și nimeni nu i-a spus că n-ar trebui să fie atinsă, sau până la urmă ajunge la facultate sau la locul de muncă. Și ideea asta că dacă șeful sau șefa, hai să neapărat să spunem că probabil se întâmplă și la bărbați același fenomen, dar senzația noastră este că bărbații se pot apăra mai degrabă în fața unei femei decât se poate apăra o femeie în fața unui bărbat. Și persoana respectivă, deci cum ajunge să devină o normalitate ideea asta? Da, și eu am trecut și asta este ceea ce se întâmplă de obicei și ca să, nu știu, să ajungi într-un post sau să avansezi sau să prinzi un rol sau nu știu, habar n-am, fiecare cu meseria lui, să fie ok, cum ajunge ca chestia asta să devină o normalitate? Păi de o parte plecăm de la poate te place și atunci inevitabil asta este, eu nu plac, dar trebuie să, sau vorbim de eternul pact cu agresorul, da? Senzația aceea că, pe care victima o trăiește, că făcând pe placul agresorului va depăși momentul și inevitabil va fi și bine. Nimic mai greșit, dar știm bine că este un fenomen, îl trăim, este explicabil din punct de vedere psihologic și așa mai departe, și iarăși revenim la lipsa de asistență, la lipsa de informație și așa mai departe. Dacă nu am baza, pot să pun eu ce floricelul îi vrea, nu se vor prinde că nu vor crește în aer. Și mai e poate și frica asta că nu reușește altfel, că, uite, ai trăit într-o familie în care ai văzut mama, ți-ai văzut mama, poate bunica, ai văzut, nu știu, în comunitate că așa merg lucrurile și dacă tu vrei să ieși din linie și să faci altfel, s-ar putea ca lucrurile să nu decurgă. Asta cu văzut în comunitate, aici suntem ușor vinovați cu toții, pentru că știm foarte bine că nu promovăm suficient cei care, da, într-adevăr, fac lucruri și le fac cu forțe proprii, în schimb promovăm așa zise vedete de peste noapte. Normal că atâta timp cât vin din mediul acela mai trist, pot să cred că da, doar așa se poate. O să vă dau aici o statistică. Dintr-un raportul nostru de bunăstare pe care l-am făcut acum 2 ani, o să scoatem o altă ediție acum. Unul din 3 părinți credeau că este mai important să ai relații decât să ai educație. Adică o treime dintre părinți au spus, nu știu exact dacă... Adică dacă vrei să ajungi într-un loc, trebuie să ai pile. Da, trebuie să ai pile, trebuie să ai cunoștință. Asta credeau, adică e mai important să ai relații, pentru că sigur, asta se și promovează și oamenii... De învățat în vestul, pe parcurs. Da. Corect. Exact. Și încă un aspect voiam să spun legat de ce ai întrebat înainte. Cred că copilului, din ce am văzut noi, îi lipsește acea, nu știu, celulă de siguranță în școală și în copilărie. Adică în momentul în care tu te duci la părinte, te duci la profesor, oameni în care tu ai încredere și spui că ai pățit ceva și se normalizează situația, nu se ia atitudine, nu se, nu știu... Agresorul își vede mai departe. Agresorului, ai greșit, tu ai, trebuie să fim de partea ta, tu ești victima, el e agresorul, a greșit. Normal că copilul trăiește apoi cu intenția, ok, degeaba spun, pentru că nimeni nu mă ascultă, nimeni nu este de partea mea. Înseamnă că poate greșesc. Și de aceea, nu știu, ajungi în viața adultă să
faci acele lucruri pentru că asta crezi că trebuie să faci. Și în primul rând, un alt lucru pe care noi tot timpul semnalăm, nu sunt suficient, adică sunt foarte puțini psihologi în școli, mai ales în aceste medii defavorizate, dar chiar și în orașe, nu sunt psihologi. Copiii nu au unde să se ducă. Noi când am mai ieșit cu astfel de campanii, am primit mesaje în privat pe pagina de Facebook în care copiii ne-au dezvăluit niște lucruri atât de sensibile, incredibile, pentru că au simțit că au auzit acest subiect, au cui să spună, poate să se adreseze cuiva, pur și simplu. Adică ei nu aveau încredere în nimeni din jurul lui. Asta mi se pare, din jurul lor, asta mi se pare foarte grav, să nu ai, nu știu, către cine să te duci și cine să facă ceva în sensul acesta, da. Uite că vorbim de educație și până la urmă vrem să plasăm acest subiect și acest aspect, hărțuirea sexuală, abuzul de putere, în contextul nostru, din țara noastră. Și cu toate astea am văzut în ultima perioadă, dar de-a lungul timpului, dar și în ultima perioadă, această polarizare. Adică dacă intri pe o rețea de socializare în care cineva, să spunem că postează că a pățit sau postează despre cineva care a pățit, o să vezi comentariile la acea postare, cu siguranță jumătate-jumătate. Habar n-am unde să ce un pic mai mult, un pic mai puțin, dar oricum nu sunt 200 de comentarii pro și 2 contra, sunt pe acolo. Și atunci, care, nu știu, din punct de vedere psihologic, sociologic, cum suntem noi ca societate? De ce momentan nu putem să privim cu toții, sau hai să zicem o mare majoritate, de ce nu suntem în majoritate, să privim fenomenul ăsta ca ceva grav, ca ceva toxic, nociv, care, și să mergem înspre vindecarea lui cumva? Păi, pentru că suntem cel puțin două categorii. Categoria care te place, categoria care nu crede că te place. Ăștia suntem. Ăștia suntem. De aceea spuneam că bagajul ăla din spate ar trebui dat jos, desfăcut și discutat pe el. Nu aruncat, că nimeni, dacă îl arunci, o să-l regreți și o să cauți pe acolo. Dar dacă îl scoți și îl explici, atunci vezi ce-ți trebuie, ce ți se potrivește, ce rezonează cu tine și ce nu rezonează cu tine. Dar mai avem și categoria oamenilor care spun: pentru că nu te-ai comportat corespunzător. Eu m-am comportat așa și n-am pățit. Păi intrăm la categoria care te place. E aceeași zestre culturală. Ok. E aceeași zestre culturală. Mie nu mi se întâmplă, nu mi se va întâmpla pentru niciodată, că pentru că eu nu. Iar când mi se întâmplă, nu eu sunt de vină, ci ceilalți că n-au înțeles mesajul meu. Am înțeles. Adică mie mi se pare că e tot o blamare a victimei, exact. Nu? Adică tu, dacă, apropo de ai grijă cum te îmbraci, este, nu? Este în aceeași categorie. Da. Pentru aceeași că dacă te îmbraci așa, normal, că, adică nu este vina agresorului, e vina ta că te-ai îmbrăcat, că ai vorbit, că ai făcut, adică niciodată, nu, poate, nu știu, aici tot psihologic, cred că e, poate este și este lucru. O frustrare, adică tot timpul auzind asta, fiind, tot nu avem educația aceasta emoțională, de fapt, în care simțim să... Nu, ne lipsește cu desăvârșire. Da, cred că de aici totul, nu avem nici, adică nu cred că ne este... Ok. Bine, eu cred pe cuvântul toată povestea asta. Și poate că chiar cred. Eu sunt în persoana care m-am comportat exemplar, n-am pățit-o. Mi se pare, și gata, e dreptul meu, mi se pare că tu n-ai făcut bine ce ai făcut și uite, ai pățit-o. Bine, e ceea ce cred eu, dar la nivel de empatie, totuși omul a pățit ceva rău, indiferent că a fost vinovat, n-a fost vinovat, s-a comportat bine sau rău. Până la urmă, de ce vedem nu vedem situația și răul care l-a pățit omul și hai să empatizăm și să vedem cum putem să-l ajutăm și pe aia poate îi dăm și o lecție de ce a făcut bine sau rău. Păi nu. În momentul în care condiționăm, normal că n-avem cum să vedem partea rea a lucrurilor. În momentul în care eu adică spun, foarte bine că dacă te-ai fi comportat ca mine sau ai fi fost ca mine, da. Deci deja e condiționarea. Da. Nu s-ar fi întâmplat. Deci ești vinovat pentru asta și atunci cum să văd că ai pățit ceva rău? Ai pățit ce trebuia să pățești. Pentru că nu te-ai comportat pe șablonul meu. Adică nu mai vedem deloc. Nu. Că s-a lovit omul. Că, nu știu, dacă... Dacă nu plouă, îmi iau umbrela. Dar mă întreb dacă omul, când omul pică și își rupe o mână, un picior, se julește, nu ne mai gândim, păi dacă ai mers pe tocuri sau dacă n-ai alergat, poate zicem, dar în speță ne ducem să-l și ajutăm. Deci într-o situație de genul ăsta, gata, ne oprim la această condiție și nu mai... Condiționarea presupune lipsă de empatie. Da.
Și cum ajungem ca societate? Să educăm această empatie. Deci, ce trebuie să facem? Deci trebuie să scoatem condiționarea. Și să vedem că chiar dacă eu văd lucrurile așa, este posibil ca, așa cum le vezi tu, nu să fie neapărat greșit. Știți, e chestia aia cu normalitatea, limita aia largă a normalității. Până la urmă, ce este normal? Ce consider eu, ce consider tu sau ce consideră colega? Unde este normalitatea? Normalitatea este a mea pentru că așa o văd. Bun, mi-o asum, este tangibilă și doar eu pot măsura dacă da, realitatea mea, normalitatea mea îmi aduce câștig, îmi aduce pierderi sau îmi aduce direct lucruri care mă fac să suferă. Și atunci eu sunt cel care pot cântări, nu celălalt. Uh-huh. De aceea trebuie să acceptăm faptul că, bun, suntem trei în platou, putem gândi total diferit. Da. Nu înseamnă că eu gândesc bine și celălalt gândește greșit. Dar când este violență, nu? Și vorbim de violență, aici putem cădea clar de acord că nimic și din ceea ce presupune. Și uite, cu toate astea nu cădem. Deci tot ceea ce înseamnă durere fizică sau ai face rău celuilalt, chiar dacă ție îți faci bine, este total greșit. Da. N-am cum. Și asta o spune până și legea sănătății mentale. Deci totul este normal până în momentul în care îi faci rău celuilalt sau își faci rău ție. Și cu toate astea nu picăm de acord, vedem violența și abuzul și hărțuirea în jurul nostru, le vedem, le auzim și nu picăm de acord că s-a întâmplat ceva rău. Și mi se pare surprinzător cumva că reușim momentan să sărim în ajutorul unei persoane care are o rană fizică, o boală sau o rană fizică, dar atunci când cineva vine și ne spune că suferă de depresie, de anxietate, că a fost hărțuit, că a fost traumatizat, începem să-i spunem cum a fost el greșit de fapt și că boala asta nu există sau are o problemă și uite și eu am trecut prin asta și nu înțeleg de ce tu pățești așa. Adică eșuăm să vedem rănile emoționale ale oamenilor. Ar trebui să știe, nu știu, și oamenii care se uită la noi și ne ascultă, este că, sau femeile care trec, copiii care trec prin asta, este că ar trebui să spună cuiva, să, nu știu, să reclame la poliție, chiar dacă este această mentalitate colectivă, că nu se întâmplă nimic. Totuși, uneori se întâmplă. Totuși, ar trebui să spună, să facă. Noi nici nu avem încredere că cineva ne poate lua apărarea. Poate asta se întâmplă și din copilărie, când, apropo de bullying, pentru că sunt alte proiecte pe care noi le avem. Bullying-ul unde nu-ți ia profesorul apărarea. Ți se pare că apoi nici poliția. În fine, avem și cazuri, poate, care ne-au dovedit. Dar cred că totuși asta trebuie să rămână. De fiecare dată ar trebui și noi, ca martori, asta învățăm noi pe copii. Când e vorba despre bullying, să spun, dacă ești martor, e datoria ta să spui. Așa și în cazul violenței. Trebuie să te duci, să spui cuiva, să reclami și dacă cineva vede sau, nu știu, are cunoștință despre astfel de situații, trebuie să încurajeze victima să reclame. Adică chiar poate dacă să tot spui, da. Până îl găsești pe ăla care înțelege. O avem și pe Roxana Gabor Iliescu alături de noi, doar prin legătura audio, pentru că nu este în țară și îți mulțumim, Roxana, că faci acest efort de a fi astăzi alături de noi chiar și așa. Am tot dezbătut aici în platou despre abuzul de putere, hărțuire la locul de muncă, hărțuire sexuală, bullying și o grămadă de alte aspecte prin care cineva este rănit și ceilalți eșuează să-l vadă. Cumva cam aici, în etapa asta, am ajuns că noi oamenii ne raportăm ok când cineva e bolnav fizic sau are o rană fizică, o vedem, îl ajutăm, îl ducem la doctor și nu îl mai blamăm că din cauză că a făcut nu știu, poate îl blamăm, dar îl și ajutăm. Cumva pe rănile emoționale eșuăm, rămânem doar să blamăm victima, să nu găsim sau să găsim scuze agresorului, să o blamăm și cu siguranță să nu ajutăm. Și știu că tu ești acum în plină etapă din viața ta în care ajuți femeile care trec prin multe etape, poate din viața lor neplăcute și mă întrebam cum te raportezi tu la acest fenomen. Da, bună seara, mă rog, bună seara, vă spun vouă aici. Canada e plină zi și mi-aș expune nu neapărat poziția ca jurnalist, deși și acolo am observat foarte multe lucruri, ci da, ca terapeut emoțional, iar de 8 ani de zile de când am început, să spun, cariera, dacă vrem să spunem așa,
de practician călătoria. Am deschis și o asociație exact pentru victimele abuzului sexual în primul rând și al violenței și am avut o surpriză enormă. Am înțeles de ce lumea este tentată să blameze victima, pentru că un dram de adevăr, dar nu, blamarea și judecata ar trebui să iasă și din vocabularul nostru și din comportamentul nostru. Când în ceea ce privește o rană fizică, eu din afară pot să te ajut pe tine. Când e vorba de o rană emoțională, singurul ajutor pe care eu cu adevărat pot să ți-l dau este să-ți pun o oglindă, dar aici trebuie să învățăm cum să punem o oglindă astfel încât victima să nu se simtă exact judecată și să se simtă și mai mică, astfel încât să-ți arăt de ce a venit acea experiență în viața ta și cam ce ai de făcut tu ca ea să nu mai vină și să și înveți lecția de acord. Asta este, dacă vreți, singura diferență între cele două atitudini pe care intuitiv cele două lucruri. Ca să mai vorbesc atunci când e vorba despre boli, că tot de o rădăcină emoțională vorbim. În ceea ce privește victimele abuzului sexual, am observat un paradox. Dacă vorbim de abuzul sexual și violența în familie, victimele vroiau și nu neapărat vroiau să plece din situație, ci vreau să li se dea dreptate. Vreau dacă se putea să îi scoatem pe bărbați la colț și dacă se poate să le dăm două la fund și să se potolească ei. De aceea, dacă veți vorbi cu cei care au acum și adăposturi, este acest paradox. Vin foarte multe, foarte multe. Vin femei la adăposturi, după care se reîntorc. Și nu toate pentru că n-ar avea unde să se ducă, ci pentru că e de lucrat mult la ele, la credințele lor, la ceea ce cred ele că merită, la ceea ce cred că merită într-o relație și până la urmă ce ar putea ele să facă. În ceea ce privește însă hărțuirea sexuală, e mai complicat un pic. Pentru că din nou ne ducem la credințele femeilor, care s-au obișnuit și ele, și haideți să spunem adevărul, ne-am obișnuit ca femei să profităm totuși, și nu vorbesc de una X sau Y, dar ca, da, ca specie. Noi știm să profităm de anumite avantaje. Știm foarte clar când unui bărbat îi place de noi că avem un avantaj. E, de aici și până la se ajunge la hărțuire, ține doar și numai de comunicarea noastră. Fii atent, aici nu m-am simțit confortabil. Glumele pe care le faci pe acest sector, pentru mine este o depășire a limitei. Nu sunt potrivit. Același lucru, să știți, că este și la bărbați, pentru că am văzut unde sunt limitele glumei. Și dacă noi am încurajat comunicarea, să știm să comunicăm din jumătatea noastră de relație, lucrurile ar putea să ajungă la o rezolvare, pentru că, așa cum au spus invitații, legătură cu realitatea ta. Dar dacă eu nu-ți comunic din timp realitatea mea și stau și... Și tot aștept ca tu și adun. Roxana, să știi că am pierdut puțin... Să te prinzi cumva. Am pierdut legătura cu tine. Îți mulțumim tare, tare mult pentru acest efort pe care l-ai făcut. Haideți să vedem și un scurt filmuleț și un mesaj pe care ni l-a trimis colegul nostru de aici, de la Metropola, actor de meserie, Ionuț Becheru, și revenim să dezbatem puțin ce a spus și Roxana și Ionuț. Pentru început aș vrea să-mi spui cum ai ales acest domeniu și dacă îți oferă împlinire. Împlinirea mi-o oferă în fiecare zi și faptul că eu studiez, faptul că reușesc să joc în spectacole de teatru, neavând o diplomă, și cum spunem noi, suntem actori profesioniști fără diplomă, mi-oferă împlinire totală și este oaza mea de relaxare în fiecare zi sau în fiecare final de weekend și, totodată, la spectacole mi-oferă, cum ai spus și tu, împlinirea sufletească de care am nevoie.
ai întâmpinat dificultăți în această meserie, mă refer la începuturile tale, și aș vrea să-mi spui și de partea feminină, dacă partea feminină din teatru, cum o vezi tu? Dincolo de tot ce se întâmplă acum, aș vrea să-mi spui exact părerea ta, cum vezi tu partea feminină din teatru și cum, care este, cum te simți tu în acest domeniu și în rolurile pe care le joci? Să, prima dată, dacă am întâmpinat dificultăți în cariera mea, cu siguranță am întâmpinat dificultăți în cariera mea, pentru că eu, dorindu-mi să am o diplomă, când am terminat liceul și am prins această dragoste enormă pentru teatru, am încercat să dau la actorie, am picat de 3 ori, în timp ce jucam chiar cu decanul, cu Florin Zanfirescu, în filme premiate la Cannes, nu eram acceptat, nu știu din ce motive, pentru că când dădeam eu la un ATC, ți se dădea înapoi legitimația de examen și spunea ne vedem data viitoare. Și niciodată nu știi de ce. Sunt foarte multe lucruri care n-aș vrea să intru neapărat, pentru că poate s-au schimbat multe de atunci. Faptul că dacă nu făceai o pregătire cu cineva din cadrul facultății, nu aveai foarte mari șanse. Ulterior, la a doua întrebare legată de partea feminină, nu pot juca fără partea feminină, adică partea feminină este un must, să-l spun, în teatru. Îmi place enorm să joc alături de actrițe, colegele mele, chiar cel mai mult îmi place să joc alături de prietena mea, care este tot actriță în trupă, și n-am cum. Să nu ne completăm și să nu repetăm amândoi părțile ei, părțile mele. Și drept dovadă cât de mult îmi place partea feminină în cel mai recent spectacol, Stele în Lumina Dimineții, joc rol de travesti. Și acesta este un rol de compoziție și trebuie să te gândești foarte mult. A durat foarte mult timp să văd... Să studiez partea feminină. Să studiez partea feminină, având în vedere că se întâmplă acțiunea undeva în anii 80, în Moscova, și este o femeie cu moravuri ușoare, să spun așa, și nu trebuie exagerată. Trebuie să pară totul natural. Totul natural și să existe acel adevăr, pentru că dacă nu există adevăr în arta actorului, practic nu trece nimic la public, cum spunem noi, și totul se face pentru public. Colegul nostru a decis să fie delicat și să nu abordeze problemele altora, dar cumva a povestit despre dificultățile lui. Că atunci când vorbim de abuz de putere sau de hărțuire la locul de muncă, hărțuire sexuală, indiferent de care dintre aceste aspecte vorbim, bărbații nu sunt nici ei demn de lăsat la o parte, pentru că, uite, dacă nu faci o pregătire cu cine trebuie, cumva au ieșit vouă la studiu, dacă n-au pile, n-ai pile și relații, degeaba ești educat, că n-ai intrare, că pur și simplu se dă înapoi și zice ne vedem la anul, dar Dumnezeu știe de ce. Și uite că este lumea în care trăim, să fim serioși, zicea că nu știu dacă poate să ori mai fi schimbat, nu e atât de bătrân colegul nostru Ionuț, adică nu e de mult povestea pe care ne-a spus-o, și uite că trecem și trăim în continuare în acest fenomen. Și chiar mă gândeam dacă oare anumite meserii sunt mai predispuse către aceste fenomene sau nu neapărat. Nu cred că există o clasificare a meserilor predispuse. Da, poate că în general tot ceea ce înseamnă profesie liberală are ceva mai mare predispoziția pe această bucată, dar cred că nu e o diferență fantastic de mare. Aș reveni la ceea ce spunea mai devreme colega noastră apropo de setarea limitelor. Da, așa este, pentru că până la urmă limitele sunt ale noastre și noi trebuie să le setăm. Și aici, și atunci când ne mai vedem și la anul și așa mai departe. Este foarte important ca limita pe care eu o setez atunci când celălalt mă deranjează să o comunic. Și așa cum învățăm cu toții la dezvoltare personală sau, mă rog, discutând cu ceilalți, primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că atunci când tu faci lucrul respectiv, nu neapărat că mă atingi sau că mă cerți, ci pur și simplu poți să ridici doar tonul sau că îmi spui ne mai vedem și mai aproape în spațiul meu personal, exact, decât e cazul. Atunci eu simt. Important este să spun ce simt și ce trăiesc. Și normal că voi continua spunând că
dacă tu ai să continui, eu am să fac următorul pas pe care eu îl decid și îl și comunic. De aceea spun, e foarte important să setăm niște limite, să le comunicăm și da, primii care trebuie să le respecte suntem noi și după aceea ceilalți. Asta, să mergem pe filiera, că vom avea în speranța că vom avea o educație cât mai bună și că această educație timpurie va începe cât mai curând și va fi mai prezentă în școlile din România, astfel încât ce povestiți dumneavoastră să devină o realitate din ce în ce... Limite. Asta să mă știi, gândeam. Da. Da? Care e limita? Adică, când știi că e limita? Când știi, auzisem înainte de hărțuire la locul de muncă, nu știu, sau în anumite contexte. Nu știu, mă gândesc la o femeie care n-a fost educată. Când știe că De aceea am spus, setez limita, este a mea și eu trebuie să fiu primul care o respect. Deci dacă eu am să accept și limita mea este că da, ai voie să mă atingi, ai voie să țipi, ai voie să ridici tonul, nu ai voie să profiți de asta, atunci și respect. Nu mă va deranja că tu țipi, tu ridici tonul și tu îmi spui ceea ce consider tu, pentru că eu am setat limita asta. De aceea spun, limita este a mea. E adevărat că educația va schimba și nivelul de setare a limitelor. Vreau să mă întorc puțin la această limită, pentru că mi se pare foarte importantă, dar îl avem pe domnul Liviu Chesnoiu alături de noi, psiholog criminalist. Bună seara și mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună seara! Aș vrea să vă întreb cum percep oamenii acest fenomen al hărțuirii la locul de muncă, fie că vorbim de hărțuire sau hărțuire sexuală, de abuz de putere. Când știm, tot dezbatem aici în platou, că ar trebui să ne setăm limitele, care sunt limitele, cum știm că suntem într-o astfel de situație unde putem să ne adresăm practic și ce facem cu gura lumii, ce facem cu cei care ne spun că nu, tu ai fost de vină. Da, este interesant ce s-a comentat acolo, dar vedeți dumneavoastră teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Eu fiind colonel de poliție de retragere, psiholog principal, expert poligraf, pot să vă spun din cazuistica mea că într-o societate patriarhală, cum este societatea românească, chestiile acestea încă sunt departe, așa, la orizont. Vedeți dumneavoastră, și în violența domestică, și în tot felul de probleme pe care le întâmpină femeile ca angajate, niciodată nu sunt crezute și e vorba lui împotriva vorbei ei. Da? Și de cele mai multe ori, într-o societate patriarhală, da, stai că nu s-a întâmplat nimic. Am în memorie acum, că tot ați discutat, de faptul că la gala Gopo, o doamnă actriță, doamna Vodă, a spus ceva care s-a întâmplat acum nu știu cât timp. Vă dați seama și la hărțuirea sexuală, așa cum este și la abuzul sexual, și de tot felul, și la tot felul de infracțiuni de genul acesta, de conotație sexuală, după foarte mult timp, victima îndrăznește să spună ce s-a întâmplat. Poate de multe ori nu o să spună niciodată, pentru că este rușine, într-o societate parțială, cum zicea, ce o să zică lumea. Și comentariile au fost malițioase în sensul acesta, că, domnule, n-a fost așa ceva, deci nu i-au dat crezare. Deci acea femeie a suferit, s-a tratat mulți ani de zile, a făcut terapie ca să scape, să aibă curajul în sfârșit să spună ce a pătimit ea în urmă cu nu știu câți ani. Deci într-o societate ca a noastră, păi trebuie să se schimbe mentalitățile și o mentalitate după cât timp se schimbă? Se schimbă după trei generații, o generație activă 30 de ani, după 30, 60, 90, hai să zicem 100 de ani, mai discutăm și noi ca în țările dezvoltate problema aceasta. Și cu toate astea vedem fenomenul, nu știu dacă în creștere, dar destul de prezent, chiar și în țările civilizate. Deci, cumva vorbim de ceva adânc înrădăcinat în mentalitatea noastră a tuturor, nu doar a românilor. Deci, de treabă este serios. Da, așa este, dar vedeți dumneavoastră, trebuie niște legi clare în sensul acesta și unde lege nu-i tocmeală, nu își pot permite patronii să facă glumițe, chestii, conotații de genul acesta. Nu ai voie.
trebuie o distanță, să vorbească persoana a doua plural, nu așa să se glumească, să se tutuiască și așa mai departe. N-ați văzut în țările civilizate, la o hindofie se servește un pahar de șampanie, un pișcot acolo și atâta. La noi, păi se întind la mese, mănâncă, beau și normal că se ajunge la așa ceva. Trebuie cât mai puțin să dai, să zicem, frâu liber acestor manifestări pe care le poți avea după ce ai luat la bord nu știu câte păhărele de nu știu ce. Înțelegi, e o chestie simbolică, o aniversare, o chestie de genul acesta. Noi încă avem tradițiile acestea ale noastre și greu se vor schimba și vom ajunge și noi la standarde acestea internaționale. Noi, ce să vă spun, societate patriarhală, păi bărbatul este stăpân peste femeie și în violența domestică, dacă reclamă ceva săraca femeie, hai du-te, poate te mai împaci. Legea aceea cu protecția, cu nu știu ce, că n-are voie să se apropie la ușa distanță, astea sunt povești. Ele sunt săracele pe cont propriu. Deci dacă te amenință cu moartea cel de lângă tine, dacă tu faci apel la birocrație, aceasta n-ai nicio șansă. Trebuie să realizezi ca femeie că ești pe cont propriu și ce trebuie să faci? Să dispare. Din păcate. Dispare. Și în felul acesta ai o șansă. Din păcate, vă mulțumim tare, tare mult, domnule Chesnoiu, pentru intervenția de astăzi. Uite, o opinie fermă că trăim totuși într-o mentalitate și într-o societate patriarhală și mai mult de atât, nici legea nu ne ajută foarte, foarte mult. Adică nu sunt legi ferme în care dacă cineva totuși raportează la poliție, nu e luat la mișto și pe acolo prin secție, și apoi pleacă așa cum a venit și cu supărarea celui care a fost reclamat la pachet. Exact asta spuneam la începutul emisiunii. Deci acel rucsac din spate și etichetele pe care le punem, etichete care sunt puse din nefericire de oameni, de multe ori, care sunt acolo ca să ne apere. Legislația aia puțină pe care o avem există, ar fi minunat dacă s-ar pune și în aplicare. S-ar pune în aplicare. Din păcate. Deci până la a upgrada legislativ, avem o legislație. Ne apără, dar trebuie să aibă și cine să o aplice. Dar tot rucsacul, că și la secție tot un om, exact, care are și el un rucsac în spate. Exact. Și, care și el vine cu o zestre culturală, care și el are niște limite și așa mai departe. Și atunci pare și că nu sunt suficienți, pentru că în mediul rural, unde activăm noi, trebuie să fie, nu știu, de exemplu, polițistul care se ocupă de un minor. Eu mă întorc la problema copiilor. Exact. Nu poate, trebuie să aibă o anumită pregătire. Noi nu avem. Chiar este foarte mare nevoie pe zona aceasta de pregătire pentru a ști cum să vorbești. Trebuie să vorbească cu un psiholog. Adică nu poate, că după aia trauma s-ar putea să fie mult mai mare în momentul în care asta este. Noi vorbim, în fine, uite și de mass media, că este extraordinar ce facem acum, că vorbim și poate ne aud oameni care trec prin asta, dar de multe ori este, nu știu, amplificată trauma prin care trece un copil, o femeie abuzată, tocmai de acești factori. Haideți să vedem, că tot vorbim de această societate, sau ne-a ridicat domnul Chesnoiu la filoul această societate patriarhală. Haideți să o ascultăm și pe doamna Gabriela Firea, să vedem ce ne propune în această direcție a egalității de șanse privind atât femeile cât și bărbații. An de an, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, acum partea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, luptă deopotrivă pentru combaterea discriminării bazate pe gen și contribuie prin politicile și programele avansate la intensificarea gradului de conștientizare al cetățenilor privind egalitatea de gen. Susțin egalitatea de șanse între femei și bărbați. În fiecare an, începând cu anul 2015, ziua de 8 mai este marcată drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați. Egalitatea de șanse între femei și bărbați înseamnă drepturi egale la locul de muncă, protejarea femeilor de abuzuri, de violențe și de orice tip de cruzime. Suntem aici pentru a le sprijini pe femei și nu ne dăm bătuți în această luptă, a declarat ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Gabriela Firea. Pe fondul măsurilor impuse de criza COVID-19, ministerul își propune să evidențieze implicarea profesională și socială a femeilor aflate în prima linie în diverse domenii de activitate.
Ca ministru al familiei, tineretului și egalității de șanse, port un dialog constructiv constant atât cu reprezentanții marilor federații sindicale din România, cu patronatele și cu organizațiile neguvernamentale pentru a îmbunătăți legile. Este importantă asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați, implicarea mai mare a femeilor în decizii, dar și combaterea violenței și hărțuirii la locul de muncă, fapte intolerabile. Ministrul a mai precizat că strategia care vizează egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în Europa pentru perioada 2020-2025 are printre acțiunile cheie încetarea violenței bazate pe gen și eliminarea stereotipurilor, asigurarea unei participări și a unor oportunități egale pe piața forței de muncă, inclusiv a egalității de remunerare. Deci încercăm să ne facem treaba și Doamne ajută să vedem că toate aceste măsuri vor fi luate în serios și oamenii de acolo vor mai lăsa din rucsacele lor și vor face lucrurile așa cum trebuie. Mai avem doar 3 minute, cred că 2-3 minute din emisiune, așa că v-aș ruga să mergem către o concluzie, Ovidiu. Deci sfatul meu sau concluzia mea este să învățăm să ne deschidem. Chiar dacă nu mă vor asculta 5, poate mă vor asculta al 6-lea, ceea ce eu trăiesc trebuie adus afară și nu trebuie să permit nimănui să-mi facă rău. Din fericire, asta e ce încercăm și noi să vedem, să susținem, să vedem că polaritatea asta se mai diminuează și că, uite, reușim să scoatem afară. Uite, te-aș mai întreba ceva, chiar dacă e un pic, dacă poți să-mi răspunzi scurt. Ce să facă celelalte femei care n-au avut curaj, au văzut o altă femeie care a spus și a fost taxată, cum ar putea ele să spună lucrurile astea, să nu le fie frică, să fie și ele taxate la rândul lor? În momentul în care ești victimă, n-ai spus-o niciodată, manifestă-ți empatia față de ceilalți și încearcă să solidarizezi. Inevitabil vei căpăta și curajul ca tu să scoți afară dramele tale. Aha. Oare dacă ai pe cineva care să te susțină, dacă cunoști o altă victimă sau nu știu, pur și simplu pe cineva de susținere? Deja ai găsit prin susținerea pe care tu o oferi. Deci nu aștepta să primești susținere, oferă susținere. Pentru că doar așa poți crea acea relație, acel lanț de sprijin. Vezi că până la urmă tot din interiorul nostru un minut, da, Andreea, doar te atât rog. Vreau să spun că am spus de educație și vreau să mă întorc la un mesaj despre educație. Cred că totul pornește de acolo și e important să vedem ce învățăm pe copiii noștri în școală, inclusiv despre ce înseamnă abuz sexual, inclusiv despre ce înseamnă hărțuire, să avem psihologi suficienți în școli și poate dacă pornim de acolo, când o să ajungem adulți, o să scăpăm, nu o să mai avem bagajul de care să scăpăm. Corect. Poate, dacă corect. Pornim așa. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru intervențiile voastre de astăzi. E un subiect extrem de sensibil, dar extrem de important. Am aflat astăzi de la invitații din platou cum ar fi bine să ne întoarcem întotdeauna în interiorul nostru și doar, uite, poate doar empatizând cu o persoană care a trecut printr-o situație neplăcută, reușim și noi să ne găsim curajul să spunem ce avem în sufletele noastre. Noi, adulții, să avem grijă de copiii noștri și să le dăm voie să aibă parte de o educație potrivită ca să nu se afle în situații care să le pericliteze, nu știu, integritatea fizică sau mentală, să fim curajoși, să fim deschiși și să facem lucrurile astfel încât generațiile care urmează să fie din ce în ce mai echilibrate. Eu vă urez o seară liniștită în continuare. La revedere!